Cartea 1 Samuel, capitolul 12. Pagina în Sfânta Scriptură 301. Samuel a zis întregului Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-ați zis și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă! Mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său. Cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns: nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a zis: Domnul este martor împotriva voastră și unsul este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns: suntem martori. Atunci Samuel a zis poporului: Domnul a pus pe Moise și pe Aron și a scos pe părinții voștri din Egipt. Acum înfățișați-vă ca să vă judec înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul vouă și părinților voștri. După ce a venit Iacov în Egipt, părinții voștri au strigat către Domnul și Domnul a trimis pe Moise și pe Aron, care au scos pe părinții voștri din Egipt și au adus să locuiască în locul acesta. Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor și el i-a vândut în mâna lui Sisera, căpetenia oștirii Hațorului, în mâinile filistenilor și în mâinile împăratului Moabului, care au început lupta împotriva lor. Au strigat iarăși către Domnul și au zis: am păcătuit căci am părăsit pe Domnul și am slujit Baalilor și Astarteilor. Izbăvește-ne acum din mâna vrășmașilor lor și îți vom sluji. Și Domnul a trimis pe Ierubal și pe Barac și pe Iefta și pe Samuel și v-a izbăvit din mâna vrășmașilor voștri care vă înconvrau și ați locuit în liniște. Apoi, când ați văzut că Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, merge împotriva voastră, mi-ați zis: nu, ci un împărat să domnească peste noi. Și totuși Domnul Dumnezeul vostru era împăratul vostru. Iată dar împăratul pe care l-ați ales, pe care l-ați cerut. Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântul Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră cum a fost împotriva părinților voștri. Acum mai așteptați aici ca să vedeți minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. Nu suntem noi la seceratul grâinilor? Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat peste voi, pentru voi. Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Și tot poporul a zis lui Samuel: roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim. Căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat peste noi. Samuel a zis poporului: nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El altfel. Ați merge după lucruri de nimic care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui din pricina numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea dreaptă și bună. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Amin. Titlul mesajului meu din seara aceasta este: ineficiența soluțiilor noi pentru păcate vechi. Ineficiența soluțiilor noi pentru păcate vechi. Uitați-vă cum începe textul acesta. Samuel a zis întregului Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-ați zis și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Oral, după cum ați observat în textul ăsta, Samuel este puțin critic cu poporul Israel pentru că au cerut un împărat. Pentru că vă aduceți aminte că Scriptura zice, Dumnezeu zice lui Samuel, zice: nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leaptă ca să nu mai domnesc peste ei.
Contextul este acesta. Poporul Israel, după cum bine știți, evrei, îndărătniși și încăpățânați, păcătuiau. După ce păcătuiau, Dumnezeu îi pedepsea și trimitea popoare străine care să-i asuprească. Când nu mai puteau sub asuprirea vrășmașilor, strigau către Domnul, Domnul îi izbăvea. După ce îi izbăvea Domnul și intrau iar în prosperitate, iară se plictiseau de pocăință, iară se duceau pe la Baal, pe la Astarte, Domnul iară trimitea un popor păgân ca să-i asuprească. Ei iară se săturau de asuprire, iară strigau către Domnul, Domnul iară îi izbăvea. Și la un moment dat, poporul Israel s-a gândit, Domnule, ne-am cam săturat de ciclul ăsta. Ei nu s-au săturat de ciclul păcatului. Și s-au gândit, Domnule, cum să facem să nu mai fie ciclul ăsta? Iar un judecător, iar un judecător, să fie o decizie definitivă, o soluție definitivă care să rezolve pentru totdeauna problema asta cu popoarele străine. Și ce s-au gândit ei? Judecătorii nu sunt buni care ridică Dumnezeu. Că dacă erau buni, n-ar mai veni iară popoarele păgâne să ne asuprească. Un împărat ne-ar trebui. Că uite, ăștia care vin să ne asuprească pe noi vin cu împărați. De asta biruiesc. De asta au eficiență. Că vin cu împărați. Noi avem judecători. Judecătorii mai slabi. Samuel e mai slab, că nu ne-ar veni tot filistenii pe capul nostru. Și au inventat o soluție nouă pentru o problemă veche, pentru păcatul lor. Și de fapt i-au spus, problema nu este că noi păcătuim și vin popoarele să ne asuprească, că problema este că n-avem și noi un împărat. În realitate, problema nu era că ei n-aveau și ei împărați, ci că aveau judecători. Nu era o problemă de funcție, de instituție. Nu era o problemă de metodă, ci era o problemă veche pe care încercau să o trateze acum cu medicament nou, dar care nu funcționa. Și uitați, învățătura din textul acesta, din tot textul, aș vrea să observăm chestia aceasta. Soluțiile noi pentru păcate vechi, sunt ineficiente. Există o singură soluție care e veche de când lumea pentru păcatele vechi. Și soluția asta e veche și păcatele sunt vechi, dar soluția asta funcționează. Soluțiile noi nu funcționează. Și uitați-vă, prorocul Samuel demonstrează lucrul ăsta în felul următor. El, de la versetul 1 la versetul 5, arată că soluția pe care ei au propus-o, adică să vină un împărat ca să se rezolve definitiv problema, nu are niciun fundament moral. Și el ce face, Samuel? Samuel zice, vă demonstrez. Că nu faceți bine cu împăratul ăsta și uite cum vă demonstrez. Eu mă pun la evaluare în seara asta. Și dacă eu cad la evaluarea voastră, atunci da, ați avea un motiv să cereți un alt împărat. Dar dacă nu cad la evaluarea voastră, înseamnă că nu aveți niciun motiv să căutați un alt împărat, nu? Exact cum cineva și-ar pune, domnule, la muncă niște muncitori, îi pune la evaluare. Bă, tată, nu e eficient cu voi aici, la evaluare, și le la evaluare. Și cade la evaluare. Îi dai liber, îl trimiți la plimbare. Pentru că nu e eficient. Dar dacă la evaluare ia notă maximă, nu-l scoți afară din firmă, nu? Că omul e eficient, nu-l dai afară. Asta face Samuel aici. Și aș intitula de la versetul 2 la versetul 5, Samuel încearcă să demonstreze că alegerea lor, soluția lor nouă cu împăratul, nu are fundament moral. Și aș spune așa, aici Samuel ne învață cum putem să ieșim cu obrazul curat pe ușa din față. Că ai două variante. Să ieși ori pe ușa din față, ori pe ușa din spate. Și el iasă pe ușa din față. Auzi ce spune el. El zice așa. Aici pentru mine, vedeți, eu la începutul slujirii, eu iau pentru mine, foarte mult iau pentru mine partea asta. Pe mine m-a cercetat într-un mod special partea asta din text. Zice Samuel așa. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinerețe până ziua de azi. Deci zice, mă cunoașteți, domnule. Știți ce e cu mine. Bun. Și zice așa. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său. Un lucru fantastic la Samuel. Eu nu știu câți oameni ar putea să facă lucrul ăsta astăzi. Mă refer la oameni care sunt în frunte. Să vină un politician, de exemplu, pe cine să luăm, nu știu, pe Ponta. Și să zică, domnule, uite, mă pun în fața voastră, mărturisiți înaintea mea. Credeți că are curaj să facă lucrul ăsta? Da sau nu? Nu are curaj. Dar aici nu e vorba despre Ponta. Aici este vorba despre un profet al lui Dumnezeu. Și profetul, știți cum se face? Se face evaluare la 4 ani a păstorului sau nu știu la câți ani se face. Dar se face o evaluare la un moment dat și oamenii vor să zică, mă, ok, stai să vedem, dacă poți bifa ceva acolo, nu? Că dacă nu poți bifa nimica, n-am făcut nicio treabă.
El nu este pus la evaluare de popor. El se pune la evaluare. Aici este, aici este punctul în care poți să ieși pe ușa din față. Cu obrazul curat. Când tu, conștiința ta te lasă să te pui la evaluare. Nu când știi când vine evaluarea, tremuri din toată ființa. Că știi că să trage linia de desubt. Nu! Samuel poate să vină el și el inițiază evaluarea asta. Ăsta este un lucru fantastic. Ăsta este un lucru fantastic. Să poți să vină frații din comitie, sau să vin eu, sau să vină păstorii, sau să vină oamenii care slujesc într-un fel sau altul și să spună, uite, vreau să-mi faceți o evaluare. Doamne, înseamnă că atunci conștiința ta e curată. Înseamnă că dacă poți să faci lucrul ăsta, înseamnă că nu ai nimic de ascuns, nu ai nimic de obiectat în privința ta și că ești deschis, dacă cumva ai greșit, să repari. Deci să te supui la evaluare, inițiind tu evaluarea, atunci înseamnă că poți cu adevărat să ieși pe ușa din față. În al doilea rând, Samuel acceptă o confruntare publică. Nu zice, mă, alegeți voi un for de oameni, câțiva, cu care să discutăm, să vedem cum putem să încheiem slujirea mea în poporul Israel. Nu! El face o strângere publică și în fața a zis, auziți, așa începe versetul acesta, scriptura aceasta. Samuel a zis întregului Israel. Și fiți sigur că în poporul Israel nu erau chiar foarte mulți oameni pocăiți. Dacă ei s-au lepădat de Dumnezeu ca să aleagă un împărat, nu erau așa de mulți oameni pocăiți, frați și surori, nu erau oameni pocăiți. Dar omul acesta a avut curajul să se supună în fața unui popor nepocăit și îndărătnic de când erau ei. A avut curajul să se pună la evaluare în fața unor asemenea oameni. Foarte important lucrul acesta, foarte important lucrul acesta și acceptă o confruntare publică. 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 Acum eu mă întreb eu, cum credeți că mi-aș trăi fiecare zi din slujire dacă aș ști că la final mi s-ar face o confruntare publică, să zicem, în Congresul Baptist? Publică. Nu în fața la 15 oameni, 50, 100. Nu, publică, domnule, să fie toată lumea adunată acolo și domnule, să facă o evaluare. Cum credeți că s-ar purta slujitorii lui Dumnezeu dacă li s-ar face o evaluare din asta? Ai avea grijă în fiecare zi. N-ar trebui să te urmărească nimeni. Te urmărești tu pe tine însuți. Ești bântuit de propria conștiință. Nu trebuie să fie nimeni după capul tău. Dacă te-ai gândit că ar veni o vreme în care ți s-ar face o evaluare publică, o confruntare publică, mai mult decât atâta, uitați-vă că Samuel este de acord să recompenseze în cazul în care a făcut vreo nedreptate. El zice așa. Mărturisiți și vă voi da înapoi. Aici este un lucru important. Noi greșim. Nu există nicio șansă să nu greșim. Dar întrebarea este dacă ai disponibilitatea să repare unei greșit. Zacheu a greșit. S-a pocăit. Dar după ce s-a pocăit, zice, dacă am năpăsuit pe cineva, îi voi da înapoi? Împătrit. Problema nu este dacă ai greșit. Problema este că după ce ai greșit, spui, bă, ștergeți, treceți cu vederea. Nu! Samuel spune, domnule, dacă am năpăstuit pe cineva, zice, dacă am apăsat pe cineva, dacă am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Am luat boul cuiva, am luat măgarul cuiva, veniți la mine și o să dau înapoi. Ce putere a conștiinței lui de a sta într-o confruntare publică și să fie gata să dea înapoi. Să fie gata să dea înapoi. În felul ăsta poți să ieși cu ușa din față. Mai mult, Samuel se judecă pe el după niciun alt criteriu. E foarte important. Ai putea să judeci după foarte multe criterii. O lucrare, o slujire a unui om. Samuel se judecă după un singur criteriu. Dacă a făcut sau n-a făcut discriminare. Asta e singurul criteriu pe care îl judecă. Asta e singurul criteriu pe care îl pune în dreptul lui. Zice, domnule, mă judecați după un singur lucru. După un singur lucru. Dacă am făcut sau nu discriminare. Și acesta este unul dintre... una dintre caracteristicile de bază esențiale a unui slujitor. Să nu facă discriminare. Să nu facă discriminare. Și în ce sens să nu facă discriminare? El zice așa. În poporul Israel greșeau oamenii și veneau la Samuel să fie judecat. Samuel îi judeca pe toți. Dar acum, dacă judec pe un frate care a venit cu boul la mine, zic, mă, frate, te-ai făcut un păcat foarte mare, dar știi, și boul ăsta care l-a adus e tot mare. Și acum, Domnul înțelege. Ți-ai plătit păcatul. Și omul se zice vesel acasă. Vine altul cu oaia. Oaia arată bine. Vezi de treabă, nu e chiar așa grav. Dumnezeu știe că suntem țărână, nu?
suntem slabi, suntem oameni, toți suntem oameni. Mă, fii serios acum. Nu te lua nici tu în serios, că nici Domnul nu te ia. Cam așa stătea situația. Cam așa stătea situația. Oamenii care au fost înaintea lui Samuel exact așa făceau. Ei, ce păcat ai? Nu contează. Oaia, măgarul, bou, dacă l-ai adus, se rezolvă problema. Și vedeți, în punctul acesta al discriminării, în punctul acesta al discriminării, poate este evaluarea cea mai dură. Știți când, cui, căror oameni îți este cel mai greu să le tragi atenția asupra unui lucru greșit? Căror oameni? La dușmanii tăi? Nu. La ăia abia aștept. Când ți-o greșit, îi tragi una de nu mai știe ce cu el. Nu, își revine două săptămâni. Ți-i ușor să-i spui. Oricum ai ceva împotriva lui, stai cu binoclu pe el totdeauna și aștept. A, l-am văzut, mi s-a părut că a făcut, dar îl taxez. Chiar dacă a făcut sau nu, mi s-a părut că a făcut. Cel mai greu, cel mai greu să spui, e la oamenii pe care îi iubești și pe care îi apreciezi. E cel mai greu. Pentru că cu oamenii față de care ești apropiat, poate vă ajutați în momente grele, în situații dificile, puneți umărul într-o parte sau alta. E legătura aia strânsă. Și teama este că dacă atrage atenția, se poate rupe legătura aceea. Dar Samuel spune, indiferent de ce a fost, zice, mărturisiți. Dacă zice el așa, zice, dacă am închis ochii asupra lui. Adică, domnule, spune că n-ai văzut. N-am văzut. Dar Samuel spune, n-am făcut lucrul acesta. Să știți, ăsta este un lucru mare. Mi-ar plăcea să mi se facă o astfel de evaluare și să poată spune, domnule, n-a închis ochii asupra nimănui. Doamne, ajută-mă, amin. Mulțumesc pentru aminul pe care mi l-ați dat, ăsta a fost pentru mine. I-au răspuns, auziți? I-au răspuns, solicită un răspuns. Deci nu face o declarație în asta publică și zice, a, n-aveți nimeni de spus nimic. Nu, solicită un răspuns. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Da? Pentru a închide ochii, pentru a se face că nu s-a întâmplat nimica. El a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, suntem martori. Ce frumos de a ieși, nu? Pe ușa din față. Pe ușa din față. Acum Samuel spune lucrurile acestea tocmai să le dovedească că n-au avut niciun motiv să le înlocuiască. Că Domnul îi spune lui Samuel, nu te mai victimiza atât, dacă nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Samuel s-a simțit puțin dat la o parte. Mă, dacă n-am năpăstuit pe nimeni, de ce vor ăștia un împărat? Ce, n-am fost destul de bun pentru ei? Și Domnul spune, nu pe tine te leapădă, Samuel, nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Și Samuel acum face o evaluare a lui, dar face o evaluare a lui pentru a le arăta că ei au greșit. De ce vreți un împărat dacă n-aveți nimic de obiectat împotriva mea? Deci soluția aceasta nouă, soluția aceasta nouă pentru faptul că veneau străini care îi asupreau, se datora nu conducătorului. Problema nu era la conducător, la Samuel. Problema era la sufletul lor și la relația lor cu Dumnezeu. Deci soluția lor nu avea fundament moral. Soluția lor nu avea nici susținere istorică. Samuel le face o istorie aici și zice așa. Hai să o punem din alt punct de vedere. De ce vreți împărat? Atunci Samuel a zis poporului, Domnul a pus pe Moise și pe Aron și a scos pe părinții voștri din Egipt. Acum înfățișați-vă să vă judec înaintea Domnului. Mi s-a părut foarte interesantă judecata asta. Zice, să vă judec, nu zice pentru păcatele pe care le-ați făcut. Ascultați, să vă judec înaintea Domnului pentru toate. Auziți, să judeci pentru binefaceri. Deci nu zice, judecata e pentru păcat. Nu judeci pentru cineva pentru ceva bun. Nu vreau să zicem, judeci pentru ceva rău. Nu zice Samuel, zice, veniți să vă judec, înfățișați-vă să vă judec pentru toate binefacerile pe care le-a făcut Domnul vouă și părinților voștri. Ce zice să ne judecăm câteodată așa? Domnule, haideți să facem o judecată și să vedem cât de mult bine a făcut Domnul nouă și părinților noștri. Am avea o altfel de atitudine față de Dumnezeu dacă am face câte o judecată din asta. Și el face primul punct din judecata lui ăsta, Exodul. După ce a venit Iacov în Egipt, părinții voștri au strigat către Domnul. Și Domnul a trimis pe Moise și pe Aron, care au scos pe părinții voștri din Egipt și au dus să locuiască în locul acesta. Cu alte cuvinte, zice Samuel aici, nu a fost nevoie de niciun împărat. Unul dintre cele mai importante evenimente din poporul Israel, până în ziua de astăzi, ce celebrează poporul Israel în cea mai mare sărbătoare a lor, este eliberarea din Egipt, Paștele. Cea mai mare sărbătoare a lor celebrează și Samuel să ia de cel mai important, cea mai importantă sărbătoare a lor, de cel mai important eveniment din istoria poporului Israel, când au fost eliberați din Egipt. A fost un împărat acolo?
N-a fost niciun împărat. Aveau ei nevoie de împărați acum? N-aveau nevoie de niciun împărat. Samuel demonstrează istoria, istoria ne învață că ceea ce au făcut ei acum nu era corect. Le dă al doilea eveniment. Zice, dar ei au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, și el i-a vândut în mâna lui Sisera căpetenia oștirii Hațorului în mâinile filistenilor și în mâinile împăratului Moabului, care au început lupta împotriva lor. Au strigat iarăși către Domnul și au zis, am păcătuit, și așa mai departe. Și zice, Domnul a trimis pe Ierubal, pe Barac, pe Efta și pe Samuel și v-a izbăvit din mâna vrășmașilor voștri care vă învreau și ați locuit în liniște. Domnul i-a izbăvit pe judecători. N-a fost nevoie de niciun împărat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le arată că istoria demonstrează și Samuel le arată că istoria demonstrează că nu era nevoie de niciun fel de împărat în situația asta. Dumnezeu a făcut cele mai mari lucrări cu poporul Israel fără împărați, fără soluții noi. Acum aș vrea să vă arăt câteva lucruri care ne învață și pe noi istoria, la fel cum i-a învățat pe ei. Istoria ne învață că singura problemă a omului când găsești un dezastru social, moral, spiritual, singura problemă este păcatul. Singura problemă este păcatul. Și spune versetul 9, dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Deci au venit împărații să-i asuprească? Nu că n-aveau împărat, ci că au păcătuit. Istoria ne învață că singura problema noastră este păcatul nostru de a-L uita pe Dumnezeu. În al doilea rând, istoria ne învață că luptele pierdute ale noastre, ale poporului Dumnezeu, hai să aplicăm nouă bisericii, că luptele noastre pierdute se află în controlul lui Dumnezeu. Au venit, spune Scriptura, au venit filistenii, au venit moabiții, a venit Sisera, împăratul oștirii Hațorului. De ce au venit popoarele astea? Frați și surori, se întâmplă în adunare multe lucruri care nu sunt cum trebuie. Vedem oameni care nu mai vor să vină la adunare, care păcătuiesc, care fac tot felul de lucruri. Anumite evenimente, poate în fiecare adunare se întâmplă la un moment dat lucrurile acestea. Întrebarea este, de ce se întâmplă lucrurile acestea? Îți la voia întâmplării? De ce lasă Dumnezeu dușmanii noștri spirituali să câștige teren la un moment dat? De ce? Îi Dumnezeu slab? Îi? Nu-i Dumnezeu slab. N-avem oare destule programe? Nu e asta problema. N-am cântat destul de bine? N-am predicat destul de bine? Nu sunt astea problemele. Istoria ne învață că singura problemă a noastră este păcatul când îl uităm pe Dumnezeu. Și istoria ne mai învață că Dumnezeu este în controlul tuturor bătăliilor noastre pierdute. Ascultați-mă, Dumnezeu este în controlul tuturor bătăliilor noastre pierdute. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, te las să dai cu capul în gard ca să te trezești. Că altfel nu te-ai trezi. Și auziți ce spune Scriptura? Și El, Dumnezeu, i-a vândut în mâinile lui Sisera căpetenii oștirii Hațorului. Frașilor, citiți Cartea Judecători. Zeci de ani au fost asupriți. Ți-ar fi greu să crezi că Dumnezeu i-a lăsat zeci de ani? Cum? Ce Dumnezeu, am spune noi ăsta, Dumnezeu bun, Dumnezeu plin de dragoste, plin de milă, să mă lasă 30 de ani să fiu asuprit? Nu se poate! Nu se poate! E un accident! Ce Dumnezeu e ăsta? Dumnezeu e ăla care te presează, te presează, te presează, te presează. Știți până când ne presează Dumnezeu? Până când strigăm. Până când strigăm. Și așa a făcut Dumnezeu cu ei. I-a presat până când au strigat. Deci istoria ne învață că singura problema noastră e păcatul. Istoria ne învață că luptele noastre pierdute se află în controlul lui Dumnezeu. Istoria ne învață în al treilea rând că pocăința este singurul remediu eficient. Singurul remediu eficient. Ăsta e un lucru foarte încurajator pentru mine. Îndărătnicia poporului Israel demonstrează nouă că pocăința e singurul remediu eficient. Ăștia n-au păcătuit odată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Noi făceau aceeași prostie. Deci nu învăța niciunul. Vinea următoarea generație, făcea exact aceeași prostie. Vinea următoarea generație, exact aceeași prostie. Ei, au repetat aceeași prostie cu o consecvență diabolică. Nu venea să cred. De multe ori când citesc istoria poporului Israel, aproape că nu vine să cred că e real lucrul ăsta. Mă, nu se poate să nu fi învățat voi că nu trebuie să te mai închini odată la Baal ăla. Dom'le, nu te mai închina la Baal. Termină cu Baal ăla. Tu nu înțelegi că vin asupritorii dacă te duci la Baal? Că Dumnezeu te părăsește? N-au înțeles. Dar istoria ne mai învață că pocăința este singurul remediu eficient. Și Scriptura spune așa. Auziți ce zice Biblia. Versetul 10. Au strigat iarăși către Domnul și au zis. Și imediat după aceea, spune Scriptura, și Domnul a trimis pe. Singurul lucru care l-au făcut a fost să strige către Domnul. Asta a fost semnul pocăinței lor. Au strigat la un moment dat după Baal, după Astarte, după idolii aceia muți, surzi, orbi, care trebuiau să fie carați de oameni. Neputincioși.
Dumnezei care nu erau de fapt Dumnezei. Și în spatele lor erau duhuri care înșelau oamenii. Și s-au întors de la toți idolii aceia și au strigat către Domnul. Pocăința, dacă ați vrea să o învățăm din nou în seara aceasta, eu cred că pocăința este cel mai mult pentru pocăiți, nu pentru nepocăiți. Pentru pocăiți e cel mai mult. Pocăința înseamnă să ne întoarcem de la orice speranță pe care o avem pentru rezolvarea unor lucruri. Să ne agățăm de un lucru sau de altul. Pocăința înseamnă să lași lucrurile acelea, să nu te mai duci la lucrurile acelea și să te întorci deplin către Dumnezeu și să vezi că El e singura șansă de scăpare. Când îl vezi pe Dumnezeu ca singura șansă de scăpare, aia e pocăința autentică. Dacă crezi că te mai poți propti de ceva, aia nu e pocăință. Dacă crezi că Dumnezeu te mai ajută și te mai avută și cineva, știți că e vorba aia, Dumnezeu avută pe ea care s-a avută singur sau nu mai știu ce prostiuțe din astea. Știi, dacă tu te avuți, Dumnezeu te avută și El. Dacă tu nu te avuți, Dumnezeu ce să facă? Nu. Pocăința înseamnă să spui, Doamne, nu mai am nicio șansă. Ăla e punctul la care Dumnezeu vrea să ne aducă. Problema e că unii dintre noi așa ne simțim de bine, chiar dacă nu avem nicio șansă. Tot ni se pare că mai avem o șansă. Mai încerc puțin, mai încerc puțin. Am văzut oameni dependenți de tot felul de păcate urâte și au spus, Doamne, dacă mă las, dacă reușesc să mă las, nu pot, Doamne, dar dacă reușesc să mă las de lucrul ăsta, mă pocăiesc. El încă crede că se poate pocăi fără Dumnezeu. El încă crede că în păcatul lui el să rezolve întâi probleme și după aia să vină la Dumnezeu. Dumnezeu nu asta cere de la noi. Dumnezeu cere de la noi să strigăm către El să fim izbăviți. Și să știți că pocăința foarte ușor s-a pervertit de o bucată lungă de vreme încoace în unele zone, în unele adunări. În loc să oamenii să se gândească, pocăința de fapt înseamnă eu în mizeria mea să stric către Dumnezeu, Doamne, scoate-mă că nu pot. Asta e pocăința, frate și soră. Pocăința nu înseamnă să mă scot eu singur din groapă. Am reușit, Doamne, ce zici? Am reușit. Mă mântuiești acum că am reușit să ies din groapă. Dacă ai reușit să ieși din groapă fără Dumnezeu, de ce mai ai nevoie de El? Nu? Deci dacă tu ai reușit singur să te mântuiești, tu ai reușit singur să te scapi de păcate, de ce mai ai nevoie de Dumnezeu? Aia tu ești mântuitorul, nu Dumnezeu. Nu, pocăința înseamnă când ai ajuns în nămol și nămolul deasupra capului și nu mai poți striga nici cu gura, strigi cu inima către Dumnezeu, Doamne, ai milă, izbăvește-mă că-s pierdut. Aia e pocăința adevărată, că Dumnezeu este singura ta șansă și soluție. Aia e pocăința adevărată. Aia e pocăința pe care o vrea Dumnezeu de la noi. Pe care a văzut-o Dumnezeu la poporul Israel. Pocăința înseamnă nu doar să strigi către Domnul, să mărturisești păcatul. Auziți ce spune Scriptura? Auziți ce spune Biblia? Am păcătuit căci am părăsit pe Domnul și am slujit Baalilor și Astartelor. Știți care e senzația mea? Că unii pocăiți încă cred că pot să aibă biruință fără pocăință. Așa mi se pare mie, că unii pocăiți cred că pot să aibă biruință fără pocăință. Până poporul Israel n-au spus cu gura lor, Doamne, am slujit Baalilor și Astarteilor. Am păcătuit. Dumnezeu n-a făcut nimic. Dumnezeu nu a mișcat nimic. N-a ridicat niciun om. N-a adus salvarea. Au încercat, Dumnezeu n-a făcut nimic. Până n-au mărturisit cu gura lor, Doamne, nu am făcut bine. Pocăința înseamnă și mijlocire. Pocăința înseamnă și mijlocire. Auziți ce spune Scriptura? Scriptura spune aici, au strigat iarăși către Domnul, au zis, am păcătuit căci am părăsit pe Domnul, am slujit Baalilor și Astarteilor. Izbăvește-ne acum din mâna vrășmașilor noștri și îți vom sluji. Știți că este o cântare unde zice, Doamne, nu vin la Tine ca un disperat. Nu mai știu cum e cântarea, dar nu vin la Tine ca un disperat. Ba, ar fi bine să vedem ca disperați. Că dacă nu vii ca un disperat, înseamnă că încă te poți descurca. Vin la Tine, dacă mă ajuți bine, dacă nu am alte soluții. Nu, Dumnezeu vrea să venim disperați la El. Da, Dumnezeu vrea să venim disperați la El. Când vii disperat la Dumnezeu, înseamnă că nu mai ai nicio șansă. Când vii disperat la Dumnezeu, înseamnă că nu mai ai nicio șansă. Asta e atitudinea cu care Dumnezeu vrea să venim la El. Vrea să venim la El. Și nu există niciun fel de rușine în a striga disperat la Dumnezeu. Nu există niciun fel de rușine în lucrul ăsta. Niciun fel de rușine. Dar mai există un lucru foarte interesant aici. Zice, ei fac o promisiune. Zice, izbăvește-ne acum din mâna vrăjmașilor noștri și îți vom sluji. Deci pocăința înseamnă nu numai îmi pare rău de păcat, înseamnă asta. Mărturisesc păcatul, înseamnă asta. Îmi pare rău de ce am făcut, înseamnă asta. Mi-e rușine de ce am făcut, înseamnă asta. Pocăința înseamnă și o hotărâre decisivă, radicală de a-i sluji numai lui Dumnezeu. Deci dacă am slujit lui Baal și Astarteia, de acum mă întorc și nu mai slujesc lui Baal și Astarteia. Înseamnă să renunț la slujirea aceea care nu m-a ajutat și nu a făcut nimic în viața mea. Deci asta ne învață istoria. Istoria ne învață că pocăința este singurul remediu pentru păcat, chiar și când există această spirală a păcatului. Oare ce am putea să facem noi când am păcătuit de atâtea ori în fața lui Dumnezeu? Să adoptăm altă soluție?
Eu nu am păcătuit atâta, chiar oare Dumnezeu mai acceptă pocăința mea? Da, o mai acceptă. Să știți, da, o mai acceptă. Da, Dumnezeu nu așteaptă nimic altceva din partea noastră decât această pocăință. Nimic altceva, nimic. Dumnezeu nu zice, Doamne, încercați altceva că nu mergi cu pocăința. Nu. Pocăința este singurul remediu de purificare a sufletului nostru înaintea lui Dumnezeu. Și istoria ne mai învață, tot din istoria poporului Israel, istoria ne învață că nu metodele lui Dumnezeu au fost problema. Dumnezeu le arată că atunci când au folosit pe profeți Moise și Aron și preotul Aron, Dumnezeu a dat izbăvire. Dumnezeu a arătat că în perioada ocupației în Canaan, judecătorii au fost aceia prin care Dumnezeu a dat izbăvire. Și că problema nu erau metodele. Frașe și sori, au fost perioade în care, când a intrat baptismul în țara noastră, n-au avut săraci oameni. Nici clădiri, nici stații, nici amplificare, nici grupuri, nici... N-au avut nimica, frașe și sori, n-au avut nimica. Și-au mers și-au făcut misiune și-au plantat biserici în câte un weekend și-au umplut țara aceasta de biserici, de oameni care l-au slujit și l-au iubit pe Dumnezeu. Fără niciun fel de metode, să știți, fără niciun fel de metode. Știți cum au făcut lucrul acesta? Printr-o pocăință și o dependență totală de Dumnezeu. Ispita este următoarea. Păcătuind și văzând că lucrarea nu mai merge, să spunem, Doamne, trebuie să schimbăm metoda. Nu trebuie să schimbăm metoda. Și 30 de ani, cum am putea să facem? Nu, vedeți, s-au făcut lucrurile acestea în lumea asta și ar fi bine să învățăm de la alții. Zice, Doamne, nu mai vin tineri la biserică. Au făcut din biserică discotecă. Discotecă, au făcut un fel de discotecă. Deci nu mai faci nicio diferență. Dacă intri acolo cu luminile alea, cu... Eu am fost într-o biserică din asta și s-a început predica cu un banc despre evrei. Atunci a fost, am rezistat până atunci cu toate luminile, cu tot fumul, cu tot ce era pe... Deci mă simțeam ca în discotecă, mai trebuia o țigară și o bere în mână. Atâta. În rest era ca în discotecă. În punctul în care a început predica cu un banc, mi-am luat haina și am plecat. Dar erau plini de tineri acolo. Dacă te duceai la altă biserică foarte apropiată, nu veneau atâția tineri. Dar ce folos că au strâns tineri acolo cu discoteca? Și spuneau biserică. Ce folos că i-au dat discotecii numele de biserică? Ce folos? Ce folos? Dar eu zic, Doamne, avem o metodă prin care aducem tineri. Uite, voi nu faceți ca noi. Vedeți, voi n-aveți la fel de succes ca noi. Ce succes e la ăla? Ispita care este? Ispita când vezi că lucrarea nu merge, ispita este să fugi spre metode lumești care nu au nimic de a face cu Dumnezeu ca să salvezi cumva situația, ca să speli cumva obrazul, ca slujitor, ca biserică, ca lucrare, să o speli cumva. Decât să te întorci la Dumnezeu. Asta a fost poporul Israel. Asta a făcut poporul Israel. Domnul, nu mai merge lucrarea. Ce facem? Un împărat. Și am rezolvat problema. Și împăratul nu rezolva nimic ca împăratul. Că împărații ăștia i-au dus până la urmă în exil. Și împărații ăștia au adus cea mai mare nenorocire în poporul Israel în final. Nu? Când citim cartea 1 împărați, 2 împărați, 1 cronici, 2 cronici. Arată în Samuel nu doar că soluția lor nu are fundament moral, fiindcă el a fost un om moral, soluția lor nu are un fundament istoric, fiindcă Dumnezeu i-a salvat până atunci fără împărați. Soluția lor nu are niciun fundament teologic. Auziți ce spune Samuel, versetul 12. Apoi când ați văzut că Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, merge împotriva voastră, mi-a zis, nu, ci un împărat să domnească peste noi. Și auziți ce spune Samuel. Și totuși, Domnul, Dumnezeul vostru, era împăratul vostru. Gândiți-vă dumneavoastră să schimbi pe cel mai mare împărat pe Dumnezeu pentru un împărat de carne. Era înalt, era frumos, dar era tot carne. Era om. Și spune, a spus, nu, nu, nu. Vezi, e foarte greu să trăiești cu un Dumnezeu invizibil. Vrei ceva palpabil. Vrei ceva palpabil. Asta au vrut și ei. Dumnezeu spune, era deja împărat peste ei. Dom'le, cum să spui, dă-mi un împărat când deja ai un împărat? Și aveau cel mai mare împărat pe Dumnezeu. Ei vreau alt împărat. Dar ce împărat vreau ei? Vreau un împărat de carne. Un împărat care să stea în fața lor. Un împărat care să le dea senzația că au ceva în care să se încreadă. Asta este religia ieftină și falsă. Noi n-am ieșit degeaba din religiile tradiționale. Asta e nevoia omului. Nevoia omului să aibă ceva vizibil în fața lui. Să vadă un chip acolo. Să spună, a, prin chipul ăsta eu îl văd pe Dumnezeu. Nu ai nevoie de ceva vizibil ca să-L vezi pe Dumnezeu. A, prin oasele astea, ăsta e un sfânt. Doamne, mă simt mai aproape de Dumnezeu, un om. Aici, așa dă Dumnezeu vindecare, că mă duc aici și mă închin aici, în față la racla asta, un om sfânt care a umblat cu Dumnezeu. Poate a umblat cu Dumnezeu și poate a fost sfânt. Dumnezeu nu vrea să ai o reprezentare vizibilă.
A, domnule, dacă îmi pun un tablou, dacă îmi pun o lumânare care e aprinsă, dacă o cruciuliță, dacă un sfânt, dacă un ceva acolo, ceva vizibil în fața la care să stau și să văd ceva cu ochii mei, să pot atinge cu ochii mei, ăla mi-e salvarea mea. Și Dumnezeu spune, nu, aveți deja un împărat. Nu aveți nevoie de nicio reprezentare, niciun fel de reprezentare vizibilă. Și de fapt ce spunea poporul Israel lui Dumnezeu? Problema e cu metodele tale. Noi de asta suntem asupriți. Că dacă ne dădeai un împărat, nu mai o luam noi pe coajă câteva sute de ani. Că tu ne-ai trimis judecători ăștia și mare lucru nu au făcut. Ok, nu mers bine, vă 30-40 de ani, dar după aia iar au venit popoarele pe capul nostru. Întrebarea era de ce au venit popoarele iară pe capul lor? Vedeți? Pocăința noastră nu este o soluție definitivă. Nu, am pocăit acum 30 de ani. De ce după 30 de ani, acum mi s-a întâmplat lucrul ăsta rău? Pentru că n-ai continuat să te pocăiești. Deci problema nu e că pocăința aia nu a fost bună de acum 30 de ani, ci că nu s-a repetat. Că nu s-a repetat. Frați și surori, oare ce spunem noi când vedem, și eu nu vorbesc doar despre biserica aceasta, biserica noastră, în toată țara se întâmplă, în toată lumea se întâmplă cu bisericile Domnului Iisus Hristos. Sunt excepții, nu știu cât de multe sunt, dar sunt. Dar ce spunem noi când vedem că familiile se dezmembrează? Dom'le, cred că avem nevoie de o lucrare specială cu familiile. Nu avem nevoie de o lucrare specială cu familiile. Avem de o lucrare specială a pocăinței. Ce spunem noi de când vedem că copiii din familiile pocăiți nu se întorc la Dumnezeu sau se duc în lume? Eu l-am auzit, poate v-am mai spus, dar l-am auzit odată pe tata meu, cum n-am auzit pe nimeni niciodată scâncind ca un copil când se ruga pentru noi și eram răzvrătiți în topul răzvrătirii. Eram plecați în lume, dar departe eram plecați. Foarte departe eram plecați. El putea să zică, domne, știi de ce copiii noștri s-au pierdut? Că n-am avut pe cineva serios în biserică care să se ocupe de ei. Nu! Și-a luat responsabilitatea asupra lui că nu a, în educația pe care el a făcut-o, și niciun tată nu face o educație perfectă. Niciun tată pe planeta asta nu face o educație perfectă. Am venit la punctul în care trebuie să recunoști asta. Dom'le, n-am făcut educația perfectă. Am responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să mă pocăiesc că copiii mei nu merg în felul în care trebuie să meargă. Și acela este punctul în care Dumnezeu binecuvintează. Când poți să plângi înaintea lui Dumnezeu. Spui, Doamne, am greșit acolo. Și am luat parte la situații în care tata ne-a strâns pe toți. Noi eram în apogeu răzvrătind, ne uitam la el. Te bătea în joc de el, poate mintea noastră, spuneam anumite lucruri. Fără răi. Dar când tata s-a pocăit, să știți, acela a fost punctul, când tata s-a pocăit înaintea noastră, a fost punctul în care ne-a căzut la toți armele, jos. Nu ne-a venit să credem ochilor. Tata să-și ceară iertare. După tata și-a cerut mama iertare. O plâns înaintea noastră. Mi-am plecat de acolo năuși de cap, nu mi-a revenit câteva săptămâni. Eu știam că eu trebuie să mă stau așa, sfios în fața lui tata, să-mi iau pedeapsa pentru lucrurile pe care le făceam și atâta tot. Nu el să facă lucrul acesta, dar acesta a fost un lucru, a fost un punct foarte important în istoria familiei noastre în care Dumnezeu a schimbat lucrurile. Pentru că exista pocăință. El putea să dea vina pe o grămadă de lucruri. Mama e de vină, că mama mergea gura cam repede, mai făcea nu știu ce cu noi, mai existau conflicte între ei și nu a fost un exemplu bun pentru noi și a lovit în autoritatea lui tata, putea să facă ca Adam. Și vă spun, gătea în mama nu un motiv de vină. Putea să-i facă un istoric fantastic, dar ales să pocăiască. Și lucrul acesta se poate, să știți, lucrul acesta se poate aplica în orice domeniu al bisericii, al familiilor noastre. Când vezi o problemă, când vezi că satana biruie, să știi că acolo problema e păcatul, nu e altceva. Nu trebuie o altă funcție, nu trebuie o altă instituție. Nu el trebuie o altă metodă. Nu trebuie să vin cu nu știu ce brizbrizuri, cu ceva lucruri spectaculoase ca să rezolvăm problema. Nu, problema păcatului se rezolvă cu un singur remediu, cu pocăință. Amin? E dureros că poporul Israel a trebuit să treacă prin sute de ani de suferință și să nu învețe lucrul acesta. E dureros. Apoi uitați-vă că Samuel le arată că soluția pe care ei au adoptat-o nu are un succes automat. Deci noi folosim diverse metode și în trecerea timpului, biserica pentru anumite lucrări zice, dom'le, hai să folosim metoda aia, că funcționează mai bine. Să vă spun, metodele, multe metode nu sunt rele, unele sunt rele, dar unele nu sunt rele, numai dacă ne punem încrederea în ele și nu în Dumnezeu, Dumnezeu nu dă biruință. Metodele nu au un succes automat. Ei spun, ne-am luat împăratul, tot o să meargă strună. Și Samuel le zice așa, nu. Versetul 13. Iată dar împăratul pe care l-ați ales, pe care l-ați cerut. Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. Zice, voi l-ați ales, voi l-ați cerut, Domnul vi l-a dat. Luați-l, mă. Și el spune așa.
dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul Lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântul Domnului, vă veți alipi de Domnul. Asta e prezentarea pozitivă. Deci sunt câteva condiții, un comportament pe care trebuie să-l aveți ca să aveți consecința asta. Domnul să se alipească de voi. Apoi el prezintă negativ. Zice, dacă nu veți asculta de glasul Domnului și dacă vă veți împotrivi cuvântului Domnului, da, consecința este mâna Domnului va fi împotriva voastră. Deci zice, nu vă spălați pe cap cu împăratul ăsta, nu vă prostiți pe voi înși vă, nu vă amăgiți că spuneți, a, ne-au luat și noi împărat, că popoarele din jurul nostru și acum o să meargă bine. A, am mai făcut o funcție, a, am mai luat o metodă, a, am mai inventat noi ceva, noi suntem deștept. Și noi să rezolvăm problemele pe care Dumnezeu nu poate să le rezolve, îi dăm noi o mână de ajutor. Zice, nu! Dacă nu există pocăința adevărată, metodele acestea nu funcționează în mod automat. Și vreau să observați aceste trei condiții care trebuie să definească comportamentul nostru. El spune în primul rând teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este acest sentiment interior, acel principiu, care, acea prezență a lui Dumnezeu care ne urmărește tot timpul și ne face să trăim ca sfinții. Oriunde m-aș duce singur, pot să-mi bat joc de viața mea, să fac ce vreau eu, că nu mă ved nici frații, nici comitetul, nici colegul, nici mama, nici tata, nimeni nu mă vede, pot să fac ce vreau eu, dar nu fac ce vreau eu, chiar dacă pot, pentru că mă tem de Dumnezeu, Dumnezeu mă vede aici. Dumnezeu contabilizează. Aia e teama de Dumnezeu. Acel sentiment profund al prezenței lui Dumnezeu care ne urmărește și care e implantat ca o rădăcină pe care nu o poți smulge din inimă, care e implantat în inimă. De aceea, frați și surori, moralitatea fără teama de Dumnezeu e de 2 lei. Că omul ăla moral de afară, care spune, cu ce ești tu diferit din mine? Că eu sunt mai oco și mai sfânt decât tine, chiar dacă nu merg la biserică. Moralitatea e de 2 lei, pentru că el n-are teamă de Dumnezeu și când e singur numai Dumnezeu știe ce face. Omul credincios cu adevărat este marcat de o teamă de Dumnezeu. În al doilea rând, slujirea lui Dumnezeu. Ce folos e să mă laud cu o teamă de Dumnezeu lăuntrică, cu o religie lăuntrică, inimii numai Dumnezeu știe inima, eu în inima mea îl iubesc pe Domnul Iisus, eu l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, inima mea, totul înăuntru și nu fac nimica. Nu, ce inimă iasă afară la un moment dat. Și spune el în versetul 13, dacă vă veți teme de Domnul, deci trebuie să fie o realitate lăuntrică, nu doar ceva exterior, dar zice în al doilea rând, dacă veți sluji Domnului. Și ce am observat eu? Când îi slujesc, de ce Dumnezeu ne cere să slujim din toată inima? Când îi slujesc Domnului din toată inima, nu mai am timp de prostii. Eu asta am observat. Eu am mai spus, eu nu sunt, poate sunt predicator de modă veche. Eu am un televizor mare acasă aici la Sebiș, l-o dărui frații ca să fiu și eu în rând cu toată lumea. Am un televizor mare televizor acolo. Și nu mă uit la televizor, dar știți, zice, nu mă uit, nu că e păcat, nu-i păcat să te uiți la televizor. Și zice, nu mă uit, că n-am timp. Eu totul gândesc în termenii slujirii. Dom'le, ce aș face aia 30 minute dacă m-aș pune să fac altceva, să pregătesc un mesaj, să pregătesc ceva pentru tine, sau pentru duminică dimineața, sau pentru vineri, sau pentru evanghelizare de la iarnă, sau pentru un subiect care mă interesează și mi-am cumpărat o carte și încă nu mi-s lămurite lucrurile, sau pentru am cizelat viziunea, sau pentru a scrie. Asta gândesc când terminești. Și nu mai are, ăsta e un exemplu pentru mine, repet, nu mai are timp satana să-mi dea de lucru. Nu are timp. El poate vine pe acolo cu clopoțelul, bă, am o idee pentru tine. Nu am timp de el. Câteodată mai birui el, știți? Câteodată mă mai amăgește și pe mine. Dar ca principiu, slujirea este un antidot perfect împotriva păcatului. Mulți dintre tineri, mulți dintre oameni, poate ajuns până la bătrânețe, să luptă cu anumite obiceiuri, cu anumite păcate, cu anumite lucruri care nu-s cum trebuie în viața lor. Știți de ce nu le vor birui niciodată? Nu pentru că nu se tem de Dumnezeu, ei se tem de Dumnezeu. Pentru că nu-L slujesc pe Dumnezeu. Pentru că nu-și scot energia din ei. Că Dumnezeu ne-a dat o energie. Ne-a dat o energie și spirituală și fizică, pentru că nu o scot și o pune în lucrarea lui Dumnezeu. Vă spun, după ce ai băgat în lucrarea lui Dumnezeu, nu mai are timp satana de tine. Nu ai timp să-l asculti. Bă, du-te la plimbare, că n-am timp de tine. Eu am de slujit pe Dumnezeu. Când cânti din toată inima lui Dumnezeu, când lauzi pe Dumnezeu din toată inima, când te implici în rugăciune, când te implici în mărturisirea Domnului, când te implici în viața ta de rugăciune de acasă, în citirea cuvântului Domnului acasă, în memorarea cuvântului Domnului acasă, în a avea grijă de soție, de copii, să-i crești bine, să te porți bine față de soție, să rezolvi anumite probleme. Nu mai are satana timp de tine. Nu mai are timp de tine satana. Și să știți, oamenii care slujesc cel mai mult, păcătuiesc cel mai puțin.
dar care au și temerea asta de inimă, în inima lor. Bineînțeles, că totul pornește așa. Nu poate să lipsească una fără alta. Că sunt mulți care slujesc în exterior, dar n-au teamă de Domnul și trăiesc în păcat. Slujirea lui Dumnezeu este un antidot extraordinar. Extraordinar. Pentru a ne proteja, pentru a ne proteja de dușmani și pentru a nu lăsa diavolului timp să ne facă, să ne facă el propuneri care sunt indecente, imorale și așa mai departe. Dar al treilea lucru zice ascultarea de cuvântul Domnului. Zice, dacă vă veți teme, dacă îi veți sluji și dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântul Domnului. Deci lucrurile încep așa, dinăuntru ai o teamă de Dumnezeu lăuntrică, asta e religia adevărată, dacă ați vrea să o știți, asta e religia adevărată. Teama de Dumnezeu, să te temi de Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu, urmări de Dumnezeu totdeauna. Și apoi să-L slujești pe Dumnezeu și în al treilea rând, să știți, relația noastră cu Dumnezeu se poate judeca foarte simplu în funcție de relația pe care o avem cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu în ultima perioadă văd foarte mult tupeu, foarte mult tupeu la oameni vis-a-vis de cei care predică cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun deschis, sunt slujitori falși, dar sunt foarte multe, mulți slujitori adevărați și trebuie să discernem foarte bine să nu-i băgăm pe toți la un loc, într-o cutie. Îi băgăm într-o cutie, amestecăm și zicem toți la gunoi cu ei. E foarte greșit să facem lucrul acesta. Dumnezeu nu ne cheamă nici la lipsă de discernământ să spui toți slujitorii Domnului. Vedeți, în religiile tradiționale se cam face lucrul ăsta. Dom'le, dacă e unsul Domnului sau e preotul Domnului, poți să știi că a făcut cine știe ce nebunii. Asta e, unsul Domnului nu zice nimica. Nu! Dumnezeu nu la asta ne cheamă la lipsă de discernământ, dar în același timp ar putea să te duci într-o extremă și să spui a, că preotul ăla e așa, toți preoții sunt așa. Nu e adevărat lucrul ăsta. A, că păstorul e așa, toți. Nu e adevărat lucrul ăsta. A, că e ca și cum ai spune, a, că eu știu, niște părinți din Sebiș, mamă și tată, care nu s-au purtat bine față de copiilor. Înseamnă că toți părinții sunt răi. Nu e adevărat. Dom'le, eu știu unul care s-a muncit până a murit. Munca e rea. Eu știu că unul care a mâncat și a mâncat până a pleznit mațele în el. Mâncarea e rea. Nu e rea mâncarea. Mâncarea a fost de la rău, nu a avut la minte. Deci nu poți să distrugi o practică, o funcție, o metodă doar pentru că cineva a folosit-o prost. De aceea, uitați ce spune Sfânta Scriptură aici, zice, dacă veți asculta de glasul Domnului și dacă vă veți împotrivi cuvântul Domnului. Unde e glasul Domnului? Amin? Aici e glasul Domnului. Dar cum vorbește Domnul? Domnul îți vorbește acasă și Domnul îți vorbește în adunare. Domnul îți vorbește acasă și Domnul îți vorbește în adunare. Și felul în care eu mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu arată felul în care eu, de fapt, îs în relația mea cu Dumnezeu. Ascultarea față de cuvântul Domnului trebuie să fie o ascultare atentă. Adică când vii la casa Domnului și asculți predicată Scriptura, trebuie să ai mintea trează. Mintea trează. 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 Trebuie să fii cel mai trează aici. Apoi când asculți cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să asculți cu afecțiune cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să iubești cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește să fii niște roboței din ăștia care facem, îl slujim pe el numai ca să închidem gura. Nu, Dumnezeu vrea ca inima noastră să fie pentru ceea ce citim în cuvântul lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu vrea ca ascultarea să fie activă. O intrat în minte, o intrat la sentimente, ne place cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să mergem mai departe. Știți de ce? Că spune Biblia despre Irod, omul acesta nelegiuit, că l-a ascultat pe Ioan cu plăcere. Zice, l-a ascultat cu plăcere, dar până la urmă, a dat capul jos. Și sunt mulți oameni din ăștia. Domnule Andrei, un predicator, ăsta, predică până nu-i convine ceva. Când nu i-a convenit, țum, de la rădăcină l-a tăiat. Gata! Gata, l-a tăiat de la rădăcină. Știi de ce? Ascultarea lui a fost numai afectivă. Numai afectivă și numai la nivelul minții. Niciodată n-a pus în practică. Când pui în practică, atunci este felul în care te-ai raportat cum trebuie la cuvântul lui Dumnezeu. Da, și apoi prezintă negativ. Samuel zice, dacă nu veți asculta, dacă veți împotrivi cuvântul Domnului, dezastru. Zice, mâna Domnului va fi împotriva voastră. Deci dacă eu, frate simplu, dacă eu am o relație cu cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, cum nu trebuie, și nu-s atent la cuvântul lui Dumnezeu, nu-mi place cuvântul lui Dumnezeu, nu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu zice așa, mâna Domnului va fi împotriva voastră. Deci nu te poți aștepta la binecuvântarea lui Dumnezeu dacă neglijezi cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți, n-ai cum. Așa spune Dumnezeu, nu ai cum. Și el, cu alte cuvinte, aș trage concluzia aceasta, vreau să risipi timpul tare repede, în seara aceasta aș trage concluzia asta. Noi folosim multe metode. Noi avem nevoie de un păstor, avem nevoie de un comitet,
Avem nevoie de cântăreți, avem nevoie de ore de rugăciune, avem nevoie de programări, avem nevoie de viziuri, avem nevoie de multe metode pe care le folosim în adunare. Dar aș vrea să învățăm lucrul acesta. Aș vrea să învățăm tare, tare, tare mult lucrul acesta. Metodele acestea vor funcționa atâta timp cât noi ne temem de Dumnezeu, atâta timp cât noi îl slujim cu toată inima pe Dumnezeu și atâta timp cât noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și atunci când greșim, ne pocăim. Dacă nu, spune Samuel, vă spălați pe cap cu împăratul vostru că nu faceți nicio afacere. Și vom citi imediat în capitolul 13, data viitoare, că la scurt timp după ce l-a ales Dumnezeu împărat, la scurt timp, Dumnezeu îl șleapădă. De ce? Eu zic, a, împăratul, dar dacă aducem un împărat, am rezolvat problema. Vă spun, frați și surori, dacă ați aduce cei mai buni predicatori din lumea asta și cei mai buni păstori din lumea asta și cei mai mulți cântăreți din lumea asta și cei mai buni cântăreți din lumea asta și cele mai extraordinare viziuni din lumea aceasta, dacă noi, care suntem aici, nu ne pocăim, nu ne temem de Dumnezeu, nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și nu-L slujim pe Dumnezeu, n-am făcut niciun fel de afacere spirituală. Nimic n-am făcut. Dar, și dacă avem niște predicatori mai slăbuți, și dacă cei care cântă nu cântă chiar nu știu cum, și dacă aia care dau nu dau chiar nu știu cum, și dacă nu avem destule finanțe, și dacă nu avem destule lucruri, și dacă vrem să mai facem ceva și ne mai trebuie ceva, și bine, să le punem toate lucrurile punct. Și dacă nu le avem toate lucrurile astea, dar dacă suntem oameni pocăiți, să știți că mâna Domnului va fi cu noi. Amin? Ezra, Neemia, s-o duți pârliți pământului. Scuzați-mi expresia în Israel. Pârliți, pârliți, s-o duți acolo. Dar a avut, spune, mâna Domnului a fost cu mine. Mâna Domnului a fost peste mine. Și-a căpătat trecere în fața împăratului. Și-a căpătat trecere într-o parte și în alta. Și i-au dat tot ce au avut nevoie, că mâna Domnului a fost cu el. Chiar dacă era sărac lipit pământului. Să știți, dacă am fi sărat și în tare multe lucruri, dacă inima noastră e lipită de Dumnezeu și Dumnezeu e singura noastră șansă și ne pocăim când greșim și ne vedem partea și ne întoarcem la Dumnezeu și nu încercăm să îndăm pe Dumnezeu la o parte. Asta e lecția. Asta e lecția. Și nu încercăm să inventăm noi alte soluții. Alte soluții. Nu vrea Dumnezeu să ne avute? Lasă, Domnule, că facem noi și fără Dumnezeu. Am auzit vorba asta foarte des și sunt de acord cu ea. În ultimele adunări, dacă ar pleca Duhul Sfânt, nu s-ar simți. Și să știți, în toate adunările în care nu s-ar simți dacă ar pleca Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e plecat deja de mult. Că Duhul Sfânt nu stă nici într-un loc unde îi simte în plus.